Manolea, un sat înconjurat de dealuri, păduri, izvoare și liniște. Situat între dealurile Sucevei, satul este format din una dintre cele mai vechi comunități de ruși lipoveni autentici. A fost atestat încă de pe timpul lui Alexandru cel Bun, în anul 1411, de când există și un document scris, în care domnitorul de atunci al Moldovei îl împroprietărea pe un oarecare Platon, boier și slugă credincioasă a domnitorului, cu această așezare. Satul s-a numit inițial Platonești. Ulterior a fost redenumit în Manolea, de la numele unui Manolea Grămadă. De-a lungul timpului a purtat și alte denumiri: Hotmanole și Manole Lipoveni, pentru ca, după 1896, numele să-i rămână cel de Manolea, Manâlufca în limba rusă. Conform documentelor, perioada așezării rușilor lipoveni se raportează undeva la începutul secolului al XVIII-lea, când în Rusia țară era Petru I. Măsurile dure și restricțiile impuse credincioșilor ortodoxi de rit vechi au provocat fuga staroverilor, așa numiților schismatici, și stabilirea lor prin Galiția în Moldova, alții răspândindu-se în întreaga lume. Cauzele părăsirii Rusiei au fost continua prigoană pe timpul țarilor și împăraților împotriva staroverilor, pentru simplu motiv că și-au păstrat vechea credință moștenită încă de la creștinarea Rusiei din anul 988. Strămoșii rușilor lipoveni ajunși în Moldova s-au stabilit în apropierea granițelor, probabil în speranța că odată ce toleranța religioasă față de schismatici va fi decretată, ei să se poată întoarce în patria părăsită. Nu s-a întâmplat așa, iar rușii staroveri au rămas aici, în locul unde au fost lăsați să-și practice liber credința străbună. Și-au construit case, și-au întemeiat familii, păstrându-și cu sfințenie tradițiile pe care le-au adus cu ei din îndepărtata Rusie acum peste 300 de ani. Am ajuns în satul înconjurat de o mare de verde într-o zi de duminică. Nimic nu părea să poată strica liniștea satului. Pe la case nu e nimeni. Se pare că pe ulițele satului doar timpul mai trece în viteză. E zi de sărbătoare. Toți sunt la biserică. Biserica cu hramul acoperământul Maicii Domnului, construită pe locul bisericii care a ars în timpul marelui incendiu din 1960, se află în centrul satului. Clopotele răsună vestind sărbătoarea. Suntem în a treia duminică după Paști, când este celebrată Ziua Mironosițelor sau Ziua Femeilor Purtătoare de Mir. Calendarul pe care îl respectă staroverii, cel iulian, a rămas de-a lungul timpului neschimbat. Rușii lipoveni au îmbrăcat hainele pentru biserică. Bărbații poartă rubașca, cămașa tradițională legată cu un poias, iar femeile, indiferent de vârsta pe care o au, poartă iubca, o fustă lungă înflorată, bluză simplă și un poias. Și toate au capul acoperit cu o cosâncă, batic.
Slujba este oficiată în limba slavonă, iar corul de bărbați interpretează cântările bisericești și toate respectând un ritual vechi de secole. Pentru rușii lipoveni, mironosițele au dat dovadă de multă dragoste și credință. Ele sunt acelea care s-au dus la mormântul lui Iisus Hristos ca să-i ungă trupul cu mir înainte de înmormântare și au descoperit că El înviase. Înainte, ziua mironosițelor era dedicată văduvelor. Cu timpul s-a transformat în sărbătoarea femeilor creștine din comunitate. După slujba în care a fost elogiat curajul femeilor mironosițe, conform rânduielii, credincioșii au primit binecuvântarea, iar după trecerea pe sub cruce, femeilor li s-au dăruit flori. Muzica
Sărbătoarea s-a încheiat cu un ospăț pe cinste, la care lipovenii au pus pe mese cele mai bune bucate pregătite de gospodinele din sat și nu oricum, ci cu multă pricepere și răbdare după rețete moștenite de la străbunicele lor. Înainte de hram, ne-am strâns câteva femei și am făcut tăiței de casă, lapșa. Am adunat ouă și făină. Și cât eram? 4-5 femei. S-a frământat manual. S-a frământat manual, da. Manual s-a frământat și am făcut. Și am întins pe mese. Pe urmă, după 4 zile că am stat așa pe mese întinsă, am mai învârtit un pic așa cu mâna un pic. Și pe urmă am strâns în coș. Avem în față una dintre cele mai bune și tradiționale mâncăruri la rușii lipoveni. Da, lapșa. Se numește lapșa la noi. Tăiței de casă. Se fierbe găinile și se pune sare, doar sare, atât, în lapșa. Și înainte, în satul nostru, era mâncarea preferată la nuntă. Se făcea, când venea umirii cu darul, se punea lapșaua. Și este un secret sau oricine, orice gospodină poate să gătească lapșa? Orice gospodină, orice gospodină. Tai o găină prin curte, o prinde și o taie. La hram, la praznici, la nuntă, acum nu se mai fac acasă nunți. Înainte se făceau la cort, în ogradă și se făcea mâncarea asta preferată. Că era mâncarea tradițională în satul nostru. Și mai este. În satul nostru. Da, și mai este. Acum au început să mai facă, mai des. Are un viitor tradiția aici la Manole, acum credeți dumneavoastră? Bătrâni, deja tineretul e plecat pe la oraș. Și cei care sunt, mai respectă? Care sunt, mai respectă, da, că se mănâncă. Și copiii chiar le place, tot, foarte mult le place. V-ați învățat nepoatele să gătească? Am învățat, să știe. Acum. După ce a fost rostită rugăciunea, oamenii s-au așezat la mesele frumos decorate cu flori, de pe care n-au lipsit fripturile, salatele, prăjiturile și cozonacul, și nici vestita supă tradițională lipovenească de pui cu lapșa. Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de cântecele vechi lipovenești. Părintele paroh Ioan Chersan este îngrijorat în ceea ce privește viitorul comunității pe care o păstorește de peste 25 de ani, pentru că tot mai mulți tineri pleacă din sat în căutarea unei vieți mai bune. Ne-a spus cu amărăciune că în ultimul timp a înmormântat peste 400 de oameni și a botezat puțin peste 100. De ziua mironosiților, îndeosebi să ăsta e hramul al doamnelor, al femeilor, mai ales înainte să serba pentru femeile care rămâneau văduve. Și ei făceau un hrămuleț mai mic. Cu cât comunitatea a crescut, era și mai mare, acum scade comunitatea și atât se poate. Ce se poate, mai ne ajută și comunitatea rușilor lipoveni și oamenii din sat și am făcut un mic praznic. Anul ăsta au fost de acord și femeile și ajută. Era bine că acum sunt mulți bărbați priceput. Era bine ca să facă de ziua mironosiților, să facă bărbații hramul pentru femei. Eu am preluat parohia acum 25 de ani. În parohie erau 943 de suflete, acum am rămas sub 500. Cât este de important pentru o comunitate etnică să fie uniți în jurul bisericii? Într-o familie, dacă nu ești unit, ce se întâmplă? Așa și într-o comunitate. Eu zic că la noi încă se menține așa cum ar trebui și mai bine, dar este
Astea, porțile Occidentului ne-au luat lumea, au stricat multă lume, adică au reparat-o financiar, dar au stricat-o ca credință, ca asta, mult. Ce ați dori să le adresați creștinilor acum după... Eu sunt mulțumit când vin la biserică. Când nu vin la biserică, parcă nu sunt mulțumit de ce. Ce le doriți? Multă sănătate, să-și vadă de familie. Este Duminica Sfintelor Mironosiții, care la noi a fost o tradiție veche, care un timp s-a întrerupt. Prima dată au organizat și au organizat acest eveniment, cum a fost și astăzi, femeile văduve rămase din timpul războaielor și femeile văduve care rămâneau, eu știu, mureau soții. Și atunci toată organizarea praznicului o făceau femeile. Dar având în vedere importanța zilei Sfintelor Mironosiții, a treia duminică după Paști, la noi s-a considerat ca și un fel de 8 martie, ziua femeilor. Și atunci le dăm cinstire consoartelor noastre în această zi. La noi este o tradiție puternică. Biserica este într-adevăr un... deci cea care ne adună și ne ține uniți. Întotdeauna biserica a fost cea care ne-a adunat și ne-a ținut uniți, cum s-ar spune. Vin și da. Tinerii. Răspund și tinerii. Tinerii, da, ați văzut că avem o generație de tineri care au avut deosebită plăcere să învețe carte bisericească, slavona veche, vin la biserică, cânt în strană, ați auzit cântarea din strană la biserică. Sunt mulți care vin și se minunează, chiar și în alți stătătorii noștri față de alte comunități lipovenești, li place cam în ce fel să desfășoară slujbile la biserică. Noi ne mândrim cu tineretul nostru, sunt copii cu minți. Vasa Petrova nu mai locuiește în Manolea, dar revine mereu la casa în care s-a născut și a copilărit. Eu, de fapt, locuiesc în Fărticeni și am venit aici. Veniți de sărbători aici, unde e familia? Nu prea, am o soră, atâta familia. Părinții au murit și vin cam ca să bătrânească aici. Este important să veniți acolo de unde v-ați născut în zi de mare sărbătoare? Foarte important. Chiar că, e ceva mă atrage. Și mersul la biserică? Da. Foarte mult. Mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns ziua de azi și uite, e zi frumoasă, a venit lumea. Chiar a fost bine. Ce da. Semnifică această zi a Mironosiței? Asta e ziua văduvilor, cum s-ar spune mai mult, care cum asta înainte, când duce. Și eu am umblat poate mai mulți ani umblam prin sas, strângeam, acum este, se găsește de toate. Dar atunci nu era. Și mergeam și băteam din poartă în poartă la oameni ca să iasă și ca să dea bani. Vreți să veniți? Da, să putem organiza, da. Dar acum, se găsește de toate lumea, e altfel. Ați dus prin momente mai grele, acum este mai ușor pentru cei tineri. Da. Și-au luat povara cei tineri ca să ducă ei mai departe tradiția? Să știți că duc. Încet, chiar sunt care tineri uniți, care merge treaba, mai merge înainte, nu putem să spunem. Uite, și copilașii vin la biserică, da, care părinții au umblat, bunicii, umblă și copiii, umblă și nepoții deja. Toate au un rost și un loc al lor aici. Un obicei tradițional la rușii lipoveni este bătaia ritmică a clopotelor. De la cel mai mic la cel mai mare, clopotele din bisericile ortodoxe de rit vechi sunt în număr de 5 sau 6, iar melodia ce răsună prin bătaia lor este divină.
Cosmin și Ștefan au învățat de mici limbajul clopotelor. Noi, după ce se trage slujba sau înainte unei slujbe, venim și tragem clopotele. Cum se trage respectiv pentru această zi. Pentru fiecare slujbă. Da. Și există o ordine, există... Nu oricine știe să tragă clopotele. Noi ne-am învățat cam de mititei și ne-am mai învățat. De exemplu, era Polimarul, cel bătrân, Dumnezeu să-l ierte, care a murit anul acesta. Ne-a mai învățat el și ușor, ușor am prins acest talent, cumva. Că prima dată învățam, sunt 6 clopote, prima dată învățam numai cu 5. Acel mic trebuie să-l tragem în continuu cu toate celelalte și era mai... Mai dificil. Da. Ștefan, de unde ai început tu să înveți? Păi, acum un an am venit aici pentru prima oară am mâncat. Și tata, ușor, ușor, m-a învățat. Prima dată alea mici, după aia cu astea mari și ușor, ușor, m-am dat drumul. Care este secretul? Cine poate să învețe? Trebuie să ai ureche muzicală sau...? Da, trebuie să ai un pic de ureche muzicală. Și îți place ceea ce faci? Da, e foarte frumos. E un sunet extraordinar. Și înveți în continuare? Cine te învață acum? Acum eu deja știu, dar... Deja ești unul dintre cei care poate să tragă clopotele de sărbătoare. Și care este diferența, de exemplu, astăzi în zi de hram? În ce fel se trag clopotele? Astăzi se trage mai vesel, se trage mai în continuu, mai cum se dorește. Într-o zi, de exemplu, înaintea vecerniei, sâmbătă, se trage mai lent. Речка бежит, а с-под камушку быстро речка бежит.
Ах, быстрой речке студенушек плывет, на студенушку все люди сидят, на студенушку все люди сидят. Без расчету только шесть человек, без расчету только шесть человек. А седьмая седая борода, а седьмая седая борода. А восьмая красна девица душа ходила, гуляла по саду, ходила, гуляла по саду. Потеряла свои золотые ключи, потеряла свои золотые ключи. За замочками серебряными, за замочками серебряными. Ключики нашел, кто бы мои ключики нашел. За того я, младца, замуж пошла, за того я, младца, замуж пошла. Как нашла ключи седая борода, как нашла ключи седая борода. За седую бороду замуж не пойду, за седую бороду замуж не пойду. Хоть пойду я с ним жить не буду, хоть пойду я с ним жить не буду. Пропадайте ж мои золотцы ключи, пропадайте ж мои золотцы ключи. За замочками серебряными. Rușii lipoveni din Manolea și-au construit și amenajat în sat un centru cultural și social unde se întâlnesc și încearcă să mențină tradițiile, limba, sărbătorile. Copiii învață limba rusă, dar și obiceiurile comunității. Mâna lucadili, harabut vadili, vata na lugu, harabut vadili, vata na lugu, harabut vadili. Задремал на кочке зайка в холодочке, вот так задремал зайка в холодочке, вот так задремал зайка в холодочке. В дудки мы дудели, разбудить хотели, ду-ду, ду-ду-ду, разбудить хотели, ду-ду, ду-ду-ду, разбудить хотели. Зайку мы будили, барабаны били, та-там, тарарам, барабаны били, та-там, тарарам, барабаны били. Зайка, просыпайся, ну-ка поднимайся, вот так, не ленись, ну-ка просыпайся, вот так, не ленись, ну-ка поднимайся. Мы на луг ходили, хоровод водили, вот так на лугу хоровод водили, вот так на лугу хоровод водили. Aici am cunoscut-o pe Nina Andrian, tânăra președintă a comunității rușilor lipoveni din Manolea. Locuiește și studiază în Iași, dar nu lipsește de la nicio activitate din sat. Mai mult de atât, se implică și speră că împreună cu puține tineri rămași vor duce mai departe moștenirea primită de la strămoșii staroveri. Cum reușiți să-i țineți uniți pe acești oameni frumoși? Cred că e destul de simplu, dacă e să mă întrebați pe mine, pentru că ei vin fără să-i întreb de prea multe ori. Ai pus o întrebare și toți cei interesați au venit la ora și data stabilită. Noi am încercat să ne vedem periodic, cam o dată la două săptămâni, cel mai rar așa, cu cei mici și cu adulții, pentru că și unii și alții au nevoie de aceeași atenție. Mai rar ca să fie președinta unei comunități o tânără. Cum a venit decizia? A fost așa, pe repede înainte. Nu m-am gândit foarte mult, a fost din impuls și am vrut să încerc, nu știu, o experiență nouă, să văd dacă se poate, dacă aș putea să fac
activități de genul acesta, da, tot ce cuprinde activitatea asta de președinte a unei comunități. A fost o experiență frumoasă pentru mine, este în continuare. Și mă bucur că oamenii m-au primit așa cu brațele deschise și continuăm împreună activități foarte, foarte frumoase. Ce lipsește? Cu siguranță sunt lucruri care sunt neîmplinite. Lipsesc cei care nu mai sunt. E așa, poate banal spus, dar oamenii... Satul Manole a fost un sat foarte bogat de oameni, de suflete. Ei nu mai sunt, pentru că așa e, da, viața, dar cei care au rămas încearcă, cum știu ei mai bine, să păstreze tradițiile, obiceiurile și să le transmită mai departe. Dar, într-adevăr, la sărbători, cum a fost și cea de astăzi, biserica nu mai este atât de plină de oameni cum a fost odată, sala de mese la fel, nu este plină ochi de oameni. Tocmai din acest motiv, pentru că cei tineri deja încearcă să-și găsească un viitor în orașe, știm cu toții de ce, iar cei în vârstă ușor-ușor își schimbă locul. Și totuși sunt și mulți tineri. Are un viitor comunitatea asta rovere din Manolea? Pentru moment eu spun că are un viitor foarte bun. Nu știm ce o să fie peste 20-30 de ani, dar suntem acoperiți pentru o perioadă bună de timp. Maia черна глазя душа, землі приклоняється, душе величається, черна брівя моя, черна глазя душа. Вас пахнула Катюша, і у Ванюши на руках, черна брівя моя, черна глазя душа. Ванюши на руках, на кисевих рукавах, черна брівя моя, черна глазя душа. Не плач, Катюша, я ті закачаю, черна брівя моя, черна глазя душа. Я ті закачаю, душу величаю, черна брівя моя, черна глазя душа. Пойдем, лада, в Петер городочек, черна брівя моя, черна глазя душа. Петер городочек, Петер дай гуляти, черна брівя моя, черна глазя душа. Пити дай гуляти, шорку покупати, черна брівя моя, черна глазя душа. Шорку дай кисету, сю розва свету, черна брівя моя, черна глазя душа. Sunt o lipoveancă din comunitatea roșilor lipoveni care s-a stabilit aici. Cum reușiți să țineți comunitatea atât de unită și atât de frumoasă? Da, încercăm să o ținem prin ceea ce ne-a rămas de la bunicii noștri, de la părinți, prin ceea ce ne-au transmis ei bunoară, ce anume, cânticile, obiceiurile, să zic așa, zestrea noastră de suflet. Și portul, de altfel, cu care ne deosebim de celelalte comunități. De-a lungul timpului ați avut multe evenimente și aveți evenimente în continuare. Care ar fi cele mai reprezentative și frumoase pentru satul Manolea? Da, slavă ție, Doamnioare, cu care să încep, Doamne Dumnezeule? În fiecare zi putem spune că e un eveniment. Slavă ție, Doamne, când ne trezăm. Nașterea unui copil e un eveniment. Cele 7 tani prin care trebuie să trecem până când ajungem o persoană destul de măricică,
Cununia e un alt eveniment, nunta e un alt eveniment și toate la locul lor. Altceva, chiar și sărbătorile cu farmecul lor, paștele cu farmecul lui, maslenița, cum ne-am întâlnit noi anul ăsta cu farmecul ei. Mă gândesc, cum am zis, fiecare zi cu particularitatea ei, cu frumusețea ei. Ne întâlnim foarte des, deci avem o perioadă când ne întâlnim aproape toate duminicile, repetăm. Ne adunăm să povestim, să vorbim, să ne sfătuim. Ce vă aduce la comunitate? Ce vă faceți să duceți mai departe frumoasele tradiții? Ne aduce la comunitate dorința de a transmite mai departe tot ce am moștenit noi de la bunici, de la părinți. Și dorim ca toată moștenirea aceasta foarte frumoasă să nu se piardă. Și ne străduim noi, grupul care suntem, cu copiii, care ați văzut că sunt foarte entuziasmați și ei, să le transmitem cât mai mult din zestrea culturală a satului Manolea. Specific acest sat? Nu știu, bănuiesc prin faptul că încercăm să menținem tradițiile așa cum le-am învățat de la părinții, de la bunicii noștri. A fost acasă la părinți în copilăria dumneavoastră un scop al vârstnicilor să duceți mai departe ce ați moștenit de la ei? Da, cred că în fiecare familie de ruși-lipoveni a existat principiul ăsta, să transmită generațiilor următoare ce au învățat ei de la părinții, de la străbunilor, ca să ne păstrăm identitatea noastră etnică. Și continuați în același fel? Da, încercăm, dar e mai greu acum cu generațiile actuale, pentru că au la dispoziție multe dispozitive, informații și sunt cumva axați mai mult spre modernism. Cred că biserica este pilonul principal care ne ajută să ne menținem ca și etnie, ca și cultură.
harala, neam harala. Nibalela, pasirdeška nevsrečala, što sirdeška nevsrečala, hej, nevsrečala, 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 hej, nevsrečala, nevsrečala, nevsrečala. Staroverii au și un muzeu al lor, un loc plin de obiecte de valoare materială și spirituală care au făcut parte de-a lungul anilor din viața comunității. Ca idee a venit că veneau nepoții mei și întrebau: tătaie, bunicule, când erai la vremea mea, aveai bani atunci? Nu aveam noi copii, de unde să avem? Ca să am bani, părinții mei mă puneau să muncesc și ce făceai? Păi ce să fac? Învârteam la roată să scot bani ca părinții să-mi dea și mie de ceva. Atunci mi-a venit ideea, zic, ia stai puțin că se uite totul, nu se cunoaște, da? Și am încropit acest mic muzeu. De unde ați adunat obiectele? Cu ajutorul cetățenilor din sat. Foarte greu, că e cam târziu mi-am dat seama că trebuie, că am văzut că se pierd atât obiectele cât și obiceiurile, și atunci cu ajutorul cetățenilor, mai greu, mai ușor, alții cedau, alții, știți cum, țineau la lucrurilor, sigur. Și, dar cu cuiva am reușit să adunăm aceste toate obiectele care sunt expuse aici așa. Rușii lipoveni din zona satului Manolea cultivau foarte multă cânipă. Faptul era că aduceau un venit suplimentar pe lângă culturile celelalte care erau porumb, grâu sau ce mai era, semănau multă cânipă și o prelucrau, o vindeau pe piață și așa aveau un venit suplimentar. După care mai cumpărau iară pământ, că erau harnici și muncitori și aveau și familii destul de mari. De exemplu, eu sunt dintr-o familie de 6 copii, dar părinții mei erau dintr-o familie cu 9 copii. Deci erau... Și munceați de mic? Munceam de mic, veneam de la școală, după cum spuneam, este roata asta care așa, mă puneau părinții ca să învârt la roată, ca să poată fila, să facă frânghii. Astea sunt sculele cu care se introducea, deci aveam criuc, cârligul acela care se scoteau lotbele, grinzele din apă, furca cu care se mânuiau snopii cu cânipă, iar țepul era atunci că se folosea și sămânța de cânipă. Ne aflăm în zona unde fiecare femeie, când bărbații intrau la amelițat cânipa, nevestele sau fetele, deci se așezau și puneau un război de țesut, stan, cum se numește, deci pentru a țese pânza asta care există de cânipă sau fel de țoale. După aceea era și zestrea.
lada dezestre, cu oglindă, cu tot ce era zona dezestre. Majoritatea nu aveau chiar toate uneltele acestea. Dar cine era un mic meseriaș, trebuia să aibă pe lângă casă așa ceva. Aici avem un set de oale. În asta este să, deci să ținea uleiul de cânipă, într-un vas ca acesta, iar restul, da, pentru alte trebuințe, folosințe. Samovarul care nu lipsea de nicio casă de la Lipoveni, că atunci când eram eu copic, se adunau în general femeile. Se adunau la clacă și stăteau la un ceai. Timpului, satul Manolea a trecut prin două mari incendii și a renăscut precum pasărea Phoenix din propria cenușă. Rușii poveni știu să-și exprime bucuria sau necazul prin cântec. Multe povești au fost transpuse în cântec și în fiecare există câte un sâmbure de adevăr.